Crucea regelui. Un titlu suficient de incitant. Crucea regelui? Un rege crucificat? Versetul cheie al Evangheliei după Marcu este cel pe care tocmai l-am citit, Marcu 10 cu 15. Fiul omului nu a venit ca să i se slujească, ci ca să slujească și ca să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Despre aceasta este vorba în seria care urmează. Dumnezeu n-ar fi putut comunica vestea bună și într-o manieră foarte didactică, sistematică. Ar fi putut să ne relateze, să ne comunice vestea bună și în felul următor. Viața Domnului Iisus Hristos în 250 de evenimente. Aveți 22 de evenimente pentru nașterea și pregătirea lui Iisus pentru lucrare. Aveți 184 de evenimente cu privire la mesajul și lucrarea Domnului Iisus. 44 de evenimente despre moartea și învierea lui Iisus. Mai aveți în manualul acesta 32 de pilde de înțelepciune, mai aveți 35 de miracole și semne supranaturale, mai sunt încă 18 profeții mesianice împlinite și N sfaturi de viață. Am fi putut primi un manual de felul acesta, dar nu l-am primit. Ar fi putut face asta Domnul Dumnezeu, Duhul Sfânt, dar n-a făcut-o. Ci Domnul Iisus a venit pe pământ și ne-a comunicat vestea bună prin povestiri. Pentru că, până la urmă, Iisus nu a fost un teolog. El a fost Dumnezeu care ne spunea povești. El a fost Dumnezeu care ne învăța trăind. Iisus n-a fost un teolog. Iisus a fost, este Dumnezeu însuși. Și pur și simplu a venit și a trăit înaintea noastră, lăsând în urmă o serie de întâmplări, de tablouri, dacă vreți, pline de învățătură. Ne uităm la El și învățăm ceva despre noi. Cine a fost Marcu? Conform spuselor lui Papias, episcop de Hierapolis până în anul 130, Marcu a fost secretarul și traducătorul lui Petru. El a scris sub îndrumarea lui Petru. În toate evenimentele Evangheliei după Marcu, Petru este prezent, amintindu-și anii petrecuți cu Iisus. Avem o Evanghelie după Marcu dinamică, scrisă la timpul prezent, veți vedea mereu cuvântul îndată sau imediat, și prezintă Evanghelia după Marcu în mod covârșitor acțiunile lui Iisus. Foarte puține relatări despre cuvântările lui Iisus. Acțiune după acțiune după acțiune. Până la urmă este un fel de Iisus descoperit din ceea ce face, nu atât de mult din ceea ce spune. Practic vom intra într-o expoziție de tablou, o expoziție de pictură. Înaintea noastră vor sta 12 săli ale acestei expoziții. Fiecare sală cu mai multe tablouri. Fiecare sală are un titlu, o temă. Și fiecare tablou are o poveste de spus pe această temă. Astăzi, prima sală, începutul sau cartea de vizită. Intrăm astăzi în prima sală care nu-și propune altceva, Marcu capitolul 1, decât să ne prezinte un soi de carte de vizită. Despre această persoană urmează să vă relatez mai multe. Așa că vom lua tablou cu tablou. Tablourile sunt foarte schematice în capitolul 1 și Marcu are în spatele lor o logică foarte clară pe care o să o descoperim la urmă. Tablourile nu sunt aranjate la întâmplare, cele sunt puse și gândite într-un anumit fel care să ne dea învățătură. Primul tablou, Iisus. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa cum este scris în Isaia profetul, iată îl trimite înaintea feței tale pe mesagerul meu, care îți va pregăti calea, un glas al celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările.
Așa începe Evanghelia după Marcu. Marcu nu irosește niciun pic de vreme în a stabili identitatea personajului principal. Nici măcar nu ne relatează nimic despre nașterea lui, despre momentul întrupării, ci direct un Iisus care își începe lucrarea. Și ne spune, Iisus este Hristosul, adică unsul, adică Mesia. Trei cuvinte care înseamnă același lucru. Mesia în ebraică înseamnă unsul în românește sau Hristosul în grecește. Iisus este Hristosul, regele. Ideea de uns este cel care preia o anumită funcție. Iisus este Hristosul, regele. Nu doar un rege, ci regele. Cel care va elibera poporul din robie. Dar Iisus nu este doar Hristosul, ci este Fiul lui Dumnezeu, ne spune textul. Un termen deosebit de îndrăzneț, care duce conceptul de unsul sau Hristosul la pretenția de divinitate. Marcu scrie cartea și nu irosește niciun pic de vreme. Povestea pe care urmează să vă spun este despre unsul, cel profețit, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, divin, pretenție de divinitate, iar citarea din Isaia nu mai lasă loc absolut niciunui dubiu. Când vorbește despre Ioan care pregătește calea Domnului, și aici apare cuvântul Iahve, nu există niciun dubiu că cel despre care urmează să povestim în continuare este unsul, cel profețit, că va veni să scape poporul, este Fiul lui Dumnezeu, este Iahve însuși. Și prin această afirmație din Isaia, Marcul ancorează pe Iisus în religia particulară a lui Israel și în același timp afirmă că creștinismul nu este ceva cu totul nou și separat. Iisus este împlinirea vechilor profeții biblice. Lucrurile sunt legate între ele. Nu sunt două lumi diferite. Iisus împlinește Vechiul Testament. Și poate, tocmai ca un exemplu în acest sens, urmează câteva versete despre Ioan, despre care am întrebat, bun, dar de ce ne interesează pe noi că mergeau la Ioan și se botezau, versetele 5 la 8, că Ioan era îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă și în jurul mijlocului avea un brâu de piele, se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. De ce ne-ar interesa un astfel de detaliu? Am putea să ne întrebăm ce legătură are asta cu Iisus, până la urmă povestea lui Iisus. Scurta descriere a lui Ioan avea rolul de a-L recunoaște pe Iisus, pe cel profețit. Pentru că despre Ioan exista și despre el o profeție. În Maleahii 4:5 ni se spune că va veni cineva să pregătească, să netezească cărările, pregătitor, va veni Ilie, sau cum zice Iisus în Luca 1:17, va veni în Duhul și puterea lui Ilie și acesta este Ioan, este identificat cu Ioan. Dar gândiți-vă când cei care cunosc Scripturile citesc descrierea lui Ioan și sunt suficient de interesați, au investit suficient de mult să cunoască Scripturile, pot face imediat o legătură. Dacă după 400 de ani de tăcere între Maleahii și Iisus apare Ioan, apare Ilie sub numele de Ilie în Maleahii, uitați-vă descrierea îmbrăcăminții lui Ioan, o găsim în 2 Regi 1, versetele 7 și 8. Exact așa era îmbrăcat și Ilie. Hop. Imediat poți să faci o legătură. Imediat Dumnezeu, indirect, prin Duhul Sfânt, indirect, îți transmite cunoscătorilor, transmite celor care studiază Scripturile și le cunosc. Le transmit un adevăr foarte clar. Ioan, când te uiți la el, la îmbrăcămintea și discursul lui, parcă Ilie cu îmbrăcămintea și discursul lui. Oare nu cumva Ioan este cel despre care se spune în Maleahii? Păi dacă Ioan este cel despre care se spune în Maleahii, înseamnă că imediat trebuie să o sosească unsul, Mesia. Și vedeți cum un mic detaliu pentru cei care investesc în cunoașterea Scripturii, automat pot să-și dea seama, să completeze tabloul. În alte cuvinte, dacă vreți o lecție de viață, Dumnezeu vorbește astfel încât să se facă înțeles. Detaliile contează.
Dar asta presupune să investești în cunoașterea Scripturilor. Pentru că cunoscându-le, poți să faci legătura între ele. Poți să înveți mai mult, poți să afli mai mult. Iisus, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Iahve. Despre acesta va fi vorba. Trecem la următorul tablou, botezul lui Iisus. Dacă cumva ar mai fi existat vreun dubiu, Marco sublinează și mai adânc identitatea lui Iisus prin tabloul al doilea, botezul. În acele zile, Iisus a venit din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și imediat după ce a ieșit din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborând spre el, asemenea unui porumbel, spune Marco. Și din ceruri s-a auzit un glas: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Marco este deosebit de selectiv aici. Noi uităm la alții evanghelii și vedem că botezul este descris mai pe larg. Iisus zice ceva, Ioan zice ceva, mulțimea aude ceva și așa mai departe. Ioan este foarte selectiv pentru că pe el interesează altceva. Nu se intră în detaliile botezului, ci el sublinează doar faptul că Duhul a coborât peste el asemenea unui porumbel. E bine, pentru noi... Manifestarea Duhului Sfânt sub forma unui porumbel nu este ceva neobișnuit? Pentru noi nu este neobișnuit. Noi asociem Duhul Sfânt cu imaginea unui porumbel. Însă pentru evreii de atunci era ceva extrem de semnificativ. De ce? Pentru că în scrierile lor sfinte mai exista un singur loc în care Duhul Sfânt era ilustrat sub formă de porumbel. În Targums, acesta era traducerea aramaică a Sfintelor Scripturi, erau cărțile citite, era cartea citită de rabin în vremurile acelea. În sinagogă se citeau scripturile aramaice, în traducerea aramaică. Și aceste scripturi se numeau Targums. Și acolo apare mențiunea porumbelului. De exemplu, în Genesa 1:2, cuvântul, scriptura noastră spune: peste suprafața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste fața apelor. E bine, rabinii care au tradus scrierile în aramaică, limba vorbită de popor atunci, ca să surprindă această imagine plastică a Duhului lui Dumnezeu care plutește pe fața apelor, ei au tradus în aramaică astfel: peste suprafața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste fața apelor ca un porumbel. Și atunci, din nou, peste cunoscătorii Scripturilor, cei care investesc să cunoască Scripturile, Dumnezeu le poate vorbi mult mai bogat. Pentru că Duhul Sfânt, sub formă de porumbel coborâtă peste Iisus, le sugera foarte clar un prim adevăr practic, și anume Iisus este una dintre persoanele Trinității. Adică, la ce mă interesează așa de tare asta? O știm oarecum noi cumva. Dar Dumnezeu nu lasă niciun detaliu la voia întâmplării. Și ceea ce ne transmite, de fapt, practic, este următorul lucru. Așa cum la lucrarea de creație, în Genesa 1:2 și mai departe, așa cum la lucrarea de creație au participat Dumnezeu, Duhul Sfânt și Dumnezeu Cuvântul sau Fiul, tot așa, lucrarea de mântuire este un proiect al Trinității. Lucrarea de creație a fost un proiect al Trinității. Lucrarea de mântuire al omului este un proiect al Trinității. Toate cele trei persoane ale Trinității sunt prezente în lucrarea de mântuire. Iată un prim adevăr din tabloul botezului lui Iisus. Al doilea este și mai aproape de noi, dacă vreți. Și anume, este nevoie de botez, adică de o mărturie publică a credinței tale, pentru ca Duhul Sfânt să se coboare peste tine, să te locuiască. Nu asta ne învață toate epistolele, apostolii? Este nevoie de un botez pentru ca, de o declarație publică a credinței tale, pentru ca Duhul Sfânt să poată să vină, să te locuiască. Dacă Iisus nu se boteza, Duhul Sfânt nu cobora. Este exact în acel cadru când Iisus se botează și, sigur, constituie un model pentru noi și așa mai departe, putem discuta pe treaba asta. Dar ideea din spate principală lui Marcu este asta.
Iisus s-a botezat și a creat cadrul în care Duhul Sfânt să poată să vină să se manifeste, să coboare peste El, să-L locuiască, dacă vreți. Așa stau lucrurile și cu noi în viața de credință. Vrei ca Duhul Sfânt să te locuiască? Întâi trebuie să-ți mărturisești public credința ta prin botez, așa cum ne învață însuși Iisus Hristos. Trecem la următorul tablou. O să vedeți, ele se leagă între ele. Ispitirea lui Iisus în pustie. Imediat, spune textul mai departe, Duhul l-a dus în pustie. El a stat în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satan. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii îl slujeau. Iarăși Marcu este deosebit de expeditiv, selectiv. Doar două versete despre ispitire. Ne uităm la Matei și la alți evangheliști. Ispitirea este mult mai larg descrisă, cu tot felul de detalii, ce a spus cel rău, cum l-a ispitit, cum a răspuns Iisus. Marcu nu asta urmărește. Vrea să ne transmită într-un tablou schițat foarte pe scurt, că a stat în pustie 40 de zile fiind ispitit de Satan. Imediat după botez, în alte cuvinte, Iisus intră în luptă. Din nou, paralela cu Genesa este semnificativă. După cum, imediat după creație, intervine lupta, ispitirea și căderea omului, tot așa, după ce a devenit o nouă creație spirituală, începe lupta spirituală. Iarăși, cei care investesc în cunoașterea Scripturilor și meditează asupra ei, încep să vadă, să fie mai îmbogățiți în înțelegere, în cunoaștere, în bucurie până la urmă. Imediat după botez, Iisus intră în luptă. Așa că alăturarea botezului de ispitire ne învață că lupta spirituală este reală. Este o luptă dusă cu un adversar real, Satan, și puternic. Imediat după ce ne întoarcem la Hristos, imediat după ce ne declarăm credința în mod public, într-un fel sau altul, cei mai mulți dintre noi experimentăm lupta. Pentru că cel rău vine să ne ia înapoi ceea ce am câștigat sau să ne doboare într-un fel sau altul. Iisus n-a scăpat de asta. Cum credeți că scăpăm noi de asta? De obicei, după ce te dai Domnului într-un fel sau altul, începe lupta. Dar nu ești lăsat singur. Probabil mulți v-ați întrebat, acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii îl slujeau. Ce să însemne fraza asta la Marcu? Doar el o pomenește. Ce să însemne? Stătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii îl slujeau. Cum îl slujeau? Că doar mâncarea nu-i putea, dacă el nu mânca 40 de zile, probabil nici nu bea, nu știm, ar fi ceva miraculos. Nu știm sigur. Îngerii nu-l puteau sluji în felul acesta. Și atunci cum să-l slujească? Oare nu alăturarea animalelor sălbatice și a îngerilor ne rezolvă problema? În lupta spirituală nu e singur. Iisus se lupta cu cel rău, ispitit fiind în pustie. Singur. Era acolo singur, epuizat după atâtea zile de nemâncat și probabil nebăut. Era doar el cu animalele, cu fiarele sălbatice. Și îngerii îl slujeau cum? Păzindu-l de animalele sălbatice. Este cea mai naturală explicație, cea mai la îndemână explicație, rezonabilă, dacă vreți. Putem da tot felul de interpretări și alegorii. Dar de obicei, cea mai naturală explicație este cea mai apropiată de adevăr sau este cea mai apropiată de intenția autorului. Lupta spirituală este reală. Adversarul este real și puternic, dar nu e singur în lupta aceasta. Ești păzit în lupta aceasta. Așa că tabloul scurt al ispitirii ne transmite în mod practic pentru noi toți că în univers nu există teritoriu neutru. Fiecare centimetru pătrat, fiecare fracțiune de secundă este pretinsă de Dumnezeu și contrapretinsă de Satan. Iată un foarte schițat tablou în doar două versete, câteva cuvinte, prin care Marcu ne transmite această realitate a luptei pe care o avem de dus, odată ce pornești în urma lui Iisus. Următorul tablou, Evanghelia lui Dumnezeu. Iarăși doar două versete. După ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea proclamând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Sunt primele cuvinte înregistrate ale lui Iisus în Marcu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu, din nou, într-un tablou foarte schițat, ne spune
esența mesajului Evangheliei lui Iisus. Pocăiți-vă, adică întoarceți-vă înapoi, adică schimbați-vă gândirea, metanoia, o schimbare a minții. Pocăința este, și am spus-o de atâtea ori și ar trebui să nu uităm niciodată, pocăința nu este doar un regret pentru păcatele săvârșite, ci este un regret pentru păcatele săvârșite. Renunțarea la ele și decizia de a asculta de Hristos de acum încolo. Pocăința autentică este toate trei. Asta, toate trei împreună, manifestă schimbarea minții. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Evanghelie, angelos, cel ce aduce vești, îngerul, dar cel ce aduce vești, eu înseamnă bucurie, veste ce aduce bucurie sau veste bună, cum suntem noi mai obișnuiți. Și atunci Iisus, mesajul lui era, pocăiți-vă, întoarceți-vă înapoi la Dumnezeu și credeți în vestea bună pe care vă aduc, iertarea păcatelor. Iarăși un tablou schițat, pentru că este la cartea de vizită. Ioan, în primul capitol, îl prezintă pe Iisus. Următorul tablou, primii ucenici. Iarăși doar câteva versete. În timp ce trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un năvod în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Ei și-au lăsat imediat năvoadele și l-au urmat. Mergând puțin mai încolo, i-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui. Ei erau într-o barcă și reparau năvoadele. Imediat i-a chemat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă, împreună cu cei angajați și l-au urmat. Ce putem face cu acest tablou, cu detaliile acestea? Și ele conțin învățătura. Odată, chemările acestea sunt unicate în cultura evrească. Acolo, ucenicul își alegea rabinul. Dacă vreau să intru în școala cuiva, mă duceam și mă propuneam. Te rog, ia-mă în școala ta. Vreau să studiez în școala ta. Vreau să fiu mentorat de tine. Iisus schimbă paradigma. Rabinul își alege ucenicii. De ce? Să ne transmită că Iisus avea o altfel de autoritate decât cea a rabinilor vremii. Și lecția de viață pentru noi, practic, este următoarea. Nu poți avea o relație cu Iisus dacă nu te cheamă El mai întâi. Întâi Iisus te cheamă, îți taie calea, îți vorbește, îți spune ceva, îți atrage atenția și tu îi răspunzi într-un fel sau altul. Nu poți avea o relație cu Iisus dacă nu te cheamă El mai întâi. Și aceste chemări sunt cât de bine subliniate aici. Dacă îmi răspunzi, eu te chem, dar dacă îmi răspunzi, vreau prioritate înaintea profesiei tale, Simon și Andrei. Și-au lăsat năvoadele, pescuitul și-au plecat. Vreau prioritate înaintea familiei tale, Iacov și Ioan. Și nu numai familiei tale, ci și a bunăstării tale. Aveau o afacere prosperă cu angajați. De ce să mai spună Marco acolo? El lăsa pe tatăl lui în barcă împreună cu angajații. Nu ne-ar interesa la o primă vedere. Dar mențiunea lui Marco, a vorbelor lui Iisus, ne spune că dacă răspunzi chemării sale, El, Iisus, trebuie să devină prioritatea numărul unu înaintea profesiei, înaintea familiei, înaintea bunăstării tale. Ori îl urmezi, orba. Următorul tablou, vindecarea unui demonizat. Și Scriptura, întâmplarea se desfășoară astfel. S-a dus în Capernaum și imediat în ziua de sabat, Iisus a intrat în sinagogă și a început să dea învățătura. Ei erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii. Chiar atunci, în sinagoga lor, era un om care avea în el un duh necurat. Dar de unde știau ei care un duh necurat? Că unul anume are un duh necurat. Înseamnă că era observabil. Înseamnă că ieșea din normal ca să poți să spui cu tare are un duh necurat. Înseamnă că manifestările lui erau evidente. Altfel, de ce spune despre un om care are un duh necurat? Este demonizat. Dacă nu se manifestă într-un mod foarte evident. El a strigat zicând, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a mustrat zicând, taci
și ieși afară din el. Atunci duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l și strigând cu glas tare. Toți au rămas uimiți, așa că se întrebau între ei zicând, ce este aceasta? Este o învățătură nouă care are autoritate. El poruncește chiar și duhurilor necurate, iar ele îl ascultă. Și s-a dus vestea imediat pretutindeni. Oricât de interesant ar fi subiectul demonizării, îl vom lăsa pentru capitolele 4 și 5. Pentru că aici textul este cât se poate de selectiv din nou legat de demonizare. Ideea principală aici are de a face cu autoritatea. De două ori în tablul acesta ni se sublinează cuvântul Iisus are autoritate. Și autoritatea aceasta se manifestă scoțând un demon afară. Așa că Marcu în acest tablou nu are ca scop să ne explice mai multe despre demonizare, ci vrea să ne spună despre Iisus care are putere, autoritate peste lumea spirituală. Acesta este mesajul tabloului. Mai multe detalii despre aceasta, ceva mai încolo, unde Marcu realmente folosește detalii pentru subiectul acesta. Următorul tablou în sala noastră, vindecarea mai multor bolnavi. Și aici textul ne spune așa, imediat după ce au ieșit din sinagogă, au intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon era întinsă în pat, având febră, și ei au vorbit imediat despre ea. El s-a apropiat, a apucat-o de mână și a ridicat-o, febra a lăsat-o, iar ea a început să le slujească. Când s-a lăsat seara, după ce a pus soarele, au adus la el pe toți cei bolnavi și pe cei demonizați, întreaga cetate era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care suferau de diferite boli și a alungat mulți demoni. Pe demon nu-i lăsa să vorbească pentru că îl cunoșteau. Bineînțeles că dacă am vrea, fiecare tablou, oricât de selectiv este, l-am putea dezvolta într-o predică de sine stătătoare. Dar aici Marcu încearcă să ne transmită adevăr după adevăr, care se leagă împreună. Dacă în tabloul de dinainte am văzut că Iisus are autoritate peste lumea spirituală, aici Marcu ne transmite o completare. Iisus are autoritate și peste lumea fizică, materială, nu doar peste cea spirituală. Pentru că vindecă tot felul de boli, nu doar demonizați. Și atunci acest tablou scurt vrea să ne transmită acest adevăr. Iisus are autoritate și peste lumea fizică, nu doar peste cea spirituală. Ne mutăm la următorul tablou, care este iarăși foarte scurt, deși parcă ne-am așteptat un pic mai mult. Deci de dimineață, când era încă foarte întuneric, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Dar Simon și cei ce erau cu el au început să-l caute și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută! Și Iisus le-a răspuns, să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am ieșit, am venit. Iarăși Marcu este cât se poate de selectiv cu scopul lui. E cartea de vizită a lui Iisus. Și ce vrea să ne învețe Marcu prin această foarte scurtă relatare? Vrea să ne învețe că vindecarea bolilor este o acțiune colaterală și subordonată misiunii sale principale, și anume proclamarea Evangheliei. Eu am ieșit ca să predic, ca să duc vestea bună a iertării păcatelor, nu ca să vindec. Asta este ceva colateral, este ceva subordonat. Pe unii a vindecat, pe alții ba. Și când citim astfel de cuvinte, am ieșit ca să predic și acolo, că și pentru asta am ieșit, ar trebui să aibă un ecou puternic în vremurile noastre, în care preocuparea după miracole și vindecări este peste măsură de mare. Fuga după miracole este un sport periculos. Dacă preocuparea mea principală este experimentarea miracolelor divine, să le caut peste tot cu orice preț, sau chiar generarea lor, dacă cumva experimentarea unor miracole îmi dă impresia de viață autentică, de credință, ne cam păcălim, mă cam păcălesc. Noi avem impresia că niște miracole trăite ne schimbă viața. Inventăm școli de vindecare care te învață cum să vindeci. De unde îi putem învăța pe alții cum să vindece? De unde?
De ce să punem astfel de accente? Întotdeauna vindecările făcute de Iisus au fost colaterale și subordonate misiunii sale. La fel, apostolii, ei au predicat Evanghelia, au predicat pe Iisus Hristos cel răstignit și înviat. Miracolele săvârșite au fost una, două, pe aici, pe acolo. Colaterale și subordonate misiunii principale. Fuga după miracole este un sport periculos, pentru că îți induce sentimentul că ești o persoană specială. Îți poate introduce sentimentul că ești o persoană specială. Dumnezeu m-a vindecat, a făcut o minune. Sunt un pic mai special ca celălalt pentru care n-a făcut. Sau îți poate induce sentimentul că ești, tu ai produs vindecarea peste cineva în urma rugăciunii tale și înseamnă că ai ceva, ești destul de bine dotat în cele spirituale. Sau ești plin de credință și asta te poate împinge la mândrie spirituală. Așa că din tabloul acesta, Marcu încearcă să ne transmită adevărul pe care l-am spus. Vindecarea bolilor este acțiune colaterală și subordonată misiunii sale principale, predicarea Evangheliei. Și atât ne ajungi la ultimul tablou, care este tot o vindecare, dar pentru prima oară o vindecare detaliată. Și cu aceasta se încheie sala de intrare în expoziție, prima sală. Până acum, Marco a fost extrem de concis, selectiv, expeditiv cu tablourile, niște schițe, ca să ne sublinieze câte un adevăr din fiecare. La ultimul tablou din prima sală, lucrurile cresc. Și Marco o face cu un scop foarte clar, o să-l vedem imediat. Întâmplarea. A venit la el un lepros, care a îngenunchiat și l-a rugat zicând, dacă vrei, poți să mă curățești. Cuprins de milă, Iisus a întins mâna, l-a atins și i-a zis, da, vreau, fi curățit. Și imediat lepra s-a îndepărtat de la el și a fost curățit. Iisus i-a spus să plece imediat, avertizându-l și zicându-i, vezi, să nu spui nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar el, ieșind, a început să proclame și să răspundească vestea atât de mult, încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară în locuri pustii. Și oamenii veneau la el de pretutindeni. Primul miracol din Marcu, relatat în detaliu, 118 cuvinte, un miracol pildă de învățătură, de încurajare, de autoexaminare, care completează prima sală, pentru că adevărul principal al acestui tablou este următorul. Iisus nu doar că are autoritate peste lumea fizică și peste cea spirituală, el are și empatie pentru oameni. Oamenii nu sunt niște obiecte, niște mijloace spre atingerea unui scop, ci sunt dragi, îi iubește profund. Iisus, Dumnezeu, se apropie de tine și de mine într-un mod nemaipomenit. El îți este aproape. Prin câteva detalii care o să urmeze, este ca și cum Marcu încearcă să-l aducă pe Iisus, să-l umanizeze, să-l pricepem, să-i pricepem inima. Până acum Marcu ne-a spus, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Iahve, Cel cu autoritate peste, Cel care mântuiește lumea. Dar și unul care e lângă tine, e lângă tine. Și acum haideți să medităm la detaliile acestui tablou. A venit la el un lepros. Lepros, adică omul care nu putea fi atins, mângâiat. Pentru că lepra era cea mai groaznică boală a antichității. Consecințele biologice ale leprei erau înfiorătoare. Trupul ți se umplea de ulcerații și trupul se degrada în mod progresiv. Degetele se încovoiau, se deformau, bucăți de piele se decolorau și începeau să miroase urât ca o putreziciune. Anumite tipuri de lepră duceau la pierderea terminațiilor, degete, nas, urechi, îți picau pleoapele. Boala, consecințele biologice erau înfricoșătoare. Lepra era
moartea centimetru cu centimetru. Consecințele biologice, a venit la el un lepros. Dar când stăm să medităm la subiect, când medităm la Scriptură, lucrurile pot merge și mai în profunzime. Dacă consecințele biologice sunt înfricoșătoare, consecințele sociale erau la fel de severe. Pentru că în Levitic 13 ni se spune ce are de făcut leprosul. Leprosul să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol. Să-și acopere barba și să strige, necurat, necurat! Câtă vreme va avea rana, va fi necurat. Este necurat. Să locuiască singur. Locuința lui să fie afară din tabără. Așa că atunci când ni se spune avea un lepros, nu doar că biologic murea centimetru cu centimetru și era într-o durere și într-o pierdere continuă. În același timp, el era și extrem de singur. N-avea voie să intre într-o comunitate de oameni. Când se apropia de niște oameni, de un grup de oameni, mereu se făcea gol în preajma lui. Era leprosul de o singurătate extraordinar de severă. Dar dacă ne gândim și mai adânc, înțelegem și mai mult sensul a venit la el un lepros. Pentru că nu erau doar consecințele biologice, nu erau doar consecințele sociale, erau și consecințele emoționale. Acestea erau devastatoare. Încercați să vă gândiți, un om are familia lui, stă în casa lui și se scoală într-o dimineață să meargă la lucru și în timp ce suflecă mânecile cămășii, vede o pată albă pe mână. Și ciudată, nu mai văzuse până atunci acolo, dă cu mâna și un praf albicios se ia pe deget. Și groaza este înfiripează în minte și cu groaza își aduce mâna la nas și simte un miros greu de putreziciune. Și atunci știe lepra și atunci înțelege tot ce urmează. Înțelege că trebuie să meargă la soția lui și să-i spună și lacrimile îi dau pe față, pe obraj, cur pe obraj. Pentru că știe ce înseamnă, își vede copiii în cameră și se uită la ei, își acoperă rana, își ia ceva de drum și iese afară din casă. Și soția se uită după el, nu mai poate da o îmbrățișare. Copiii se uită după tatăl lor care le face cu mâna și eventual o să-l mai vadă pe la zidurile cetății cu hainele sfâșiate, e tatăl lor. Și vedem doar leprosul din când în când se apropie de casa lor să-i mai vadă pe copii jucându-se, să-i vadă crescând, știind că niciodată nu-i va mai putea îmbrățișa, că nimeni niciodată nu-l va mai atinge. Leprosul, evitat de cei dragi, respins de necunoscuți, condamnat la un viitor imposibil, a venit la Iisus. N-a mai putut. S-a aruncat în genunchi și îl implora pentru curățire. Așa că a venit la el un lepros. Este mult mai bogat decât a venit la el un lepros. Pentru că un lepros care vine la Iisus aduce cu el toată această poveste înfiorătoare. Și acum îl vedem pe Iisus acționând. Până acum a fost un Iisus cu autoritate, taci, ieși afară, vindecă bolile. Și acum vedem un Iisus care ce face, spune textul Scripturii. Lui Iisus i s-a făcut milă. Și cuvântul milă în limba ebraică sugerează, a fost mișcat în măruntaie. A simțit un gol în stomac. I s-au mișcat măruntaiele de milă, de durere. Lui Iisus s-a făcut milă și s-a uitat la leprosul aruncat în genunchi care spune, dacă vrei poți să mă curățești. Și Iisus se uită la leprosul acesta cu toate consecințele bolii lui înfiorătoare. Și mila lui Iisus se manifestă prin gesturi. Mila autentică nu doar simte ceva, ci se manifestă, face ceva spre împlinirea nevoii. Mila nu doar simte, ah, ce mă doare pentru, ci mila face ceva pentru omul în nevoie. Și atenție la un detaliu deloc întâmplător.
Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc să fii curățit. Atenție, nu atingerea mâinii lui Iisus a vindecat boala? Și ceilalți evangheliști sunt foarte atenți să menționeze exact lucrul acesta. Nu atingerea mâinii lui Iisus a vindecat boala? Infecția a dispărut în urma vorbirii, a zicerii. Iisus a zis și s-a făcut. Bun, și atunci de ce se mai menționează că Iisus a întins mâna și s-a atins de el? De ce mai pierdem vremea cu cuvintele astea? Răspunsul este, Iisus a întins mâna și s-a atins de el ca să-și arate empatia. Ca să-i vindece leprosului, să-i vindece și consecințele periferice ale bolii, singurătatea, respingerea, trauma. Aici e puterea unei atingeri. Înainte de a fi vindecat, când toți îl respingeau, când s-a apropiat de grupul de oameni în jurul lui Iisus, strigând, necurat, necurat, s-a făcut un cerc imediat de dispreț, de respingere, de traumă. Oamenii s-au îndepărtat și leprosul a resimțit toate astea încă o dată, dar era disperat. S-o fi auzit un s-au fugit toți de lângă el. Înainte de a fi vindecat, Iisus s-a atins de el, a pus mâna pe el. Nimeni nu-l mai atinsese de ani de zile. Nu mai știa ce înseamnă căldura unei atingeri. Și acum Iisus întindea mâna, toți fugeau de el și Iisus întinde mâna. Nu s-a mulțumit să rostească vindecarea. El a întins mâna și l-a atins înainte de a rosti orice vindecare. Iată cum un gest poate comunica un adevăr uriaș, și anume, nici o ființă umană nu este dezgustătoare în ochii lui, deci nici tu. Înainte să rostească vindecare, Iisus îl atinge să rezolve consecințele periferice ale bolii, să rezolve singurătatea care îl chinuise, respingerea tuturor, trauma. Iisus se atinge de tine. Te simți respins, singur, izolat? A trecut multă vreme de când nu ai mai simțit căldura unei atingeri umane, curate, dezinteresate, o mângâiere? Iisus își întinde mâna ca să te atingă. Și sigur, atingerile lui îmbracă azi multe forme, probabil după nevoile tale. Unele atingeri sunt biologice, altele emoționale, materiale, sociale, profesionale. Iisus este gata să-și întindă mâna, să se atingă de tine, dacă cazi în genunchi și îl rogi. Nu cumva e o lecție de viață pentru noi toți, practică, în tabloul leprosului? Dacă nu venea să se arunce în genunchi și să spună, Doamne, vreau să mă curățești, te rog. Ar fi rămas tot necurat, tot cu hainele sfâșiate, tot departe de familie, pentru că n-a îndrăznit să o facă, dar el a îndrăznit. Tu? Iisus s-a atins de neatinșii lumii. Poate o duci bine și ți este bine și n-ai ce să-i ceri. Suntem mulți în situația asta. Dar și pentru noi există o aplicație în același tablou. Iisus s-a atins de neatinșii lumii. Când a fost ultima oară când ai fost mișcat în măruntaiele tale din pricina nevoii cuiva? Când? Îți poți aduce aminte? Sau nu? Când a fost ultima ta atingere de bunătate pentru cineva, indiferent în ce formă? Când? Îți poți aduce aminte? Sau nu? Nu cumva am învățat, nu cumva ne simțim
din ce în ce mai plin de milă față de noi înșine? Nu cumva ne simțim din ce în ce mai plin de îndurare tot față de noi înșine? E, ce așa grav sau greu? Ce-am făcut? Suntem tot mai plin de milă și de îndurare față de noi înșine. Suntem tot mai plin de îngăduință tot față de noi înșine. Iisus s-a atins de neatinșii lumii. Poate că tabloul acesta vrea să-ți spună: atinge-te și tu de neatinșii lumii, după nevoia lor. Poate că cei care nu ne simțim respinși, singuri, izolați și nu avem de ce să ne aruncăm în genunchi să spunem: Doamne, ai milă de mine? Poate noi ăștia ar trebui să fim un pic mai atenți la neatinșii lumii. Să nu spui nimănui nimic, i-a poruncit Iisus cu tot din adinsul. Dar de ce, Doamne, îți confirmă, îți promovează puterea, cum să nu spui? Din trei motive. Unu, pentru că discreția actelor tale de binefacere îți face bine ție. Câtă discreție la Iisus! Nouă, în schimb, ne place să ne afișăm realizările și avem tehnologie suficientă ca să arătăm tot ce facem, tot ce avem, pe unde umblăm, ce-am mai realizat, ce-am mai făcut, cât de bun suntem. Nouă ne place să ne afișăm realizările, ne hrănim din recunoașterea publică și astfel ne stimulăm mândria. Cât de discret s-ar putea să ne întrebe Duhul Sfânt, cât de discret sunt în slujirea mea? Cum fac ceva bun? Cum repede mă promovez? Cât de mult îmi promovez sacrificiile făcute pentru împărăție? De ce să nu spui nimănui nimic? Pentru că discreția îți este benefică. Ție îți face bine să taci. Pentru că vindecarea fizică este colaterală misiunii lui. Exista riscul, dacă Iisus promova, spune ce am făcut eu, minunea făcută, exista riscul că oamenii să vadă în el doar un vindecător și să scape din vedere nevoia lor principală, iertarea păcatelor. De aceea întrebarea practică este: care este focalizarea mea? Caut mai mult miracolele în detrimentul sursei miracolelor? Ce mă pasionează cel mai mult? Miracolele sau sursa miracolelor? Să nu spun nimănui nimic. De ce? Pentru că experiența leprosului este a lui și nu a tuturora. Nu toți leproșii au parte de vindecare. Și atunci Iisus nu vrea să creeze așteptări nerealiste și nici descurajarea ce se poate naște din alegerile lui Dumnezeu de a nu te vindeca. Experiența leprosului este a lui și nu a tuturora. Experiența ta este a ta și nu a tuturora. Prea multă promovare a vindecărilor, a eliberărilor de care a avut parte. Sunt purtați din loc în loc să ne spună ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și mulți oameni pleacă descurajați, că și lor rog de nu știu când și nu se întâmplă nimic. În viața lui de ce da și în viața mea de ce nu? Experiența leprosului este a lui însuși. Să nu spui la nimeni nimic. Du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise ca mărturie pentru el. De ce mai trebuie să facă chestia asta? Iisus urma să schimbe toată paradigma, tot nou legământ, tot vechiul legământ, să schimbe nou legământ. Pentru că este o lecție de viață. Când ai avut parte de un miracol, continuă ascultarea ta de Dumnezeu și arată-ți recunoștința față de El. Nu te mândri, nu te promova. Ai avut parte de un miracol? Foarte bine. Continuă să asculți de Dumnezeu. Fă ceea ce trebuie să faci. Arată-ți recunoștința față de Dumnezeu. Asta e de făcut după ce ai experimentat un miracol. Nu te mândri, nu te crede special, nu te promova sau autopromova. Dar el, ieșind, a început să proclame și să răspândească vestea atât de mult încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară în locuri pustii. Misiunea lui Iisus este îngreunată de neascultarea celui binecuvântat. Să nu te enervezi? Adică să faci bine și să ți se răspundă cu rău este enervant.
Dar avem ceva de învățat și din reacția lui Iisus. Atitudinea leprosului nu i-a schimbat felul de a fi. Nu i-a părut rău pentru binele făcut. Nu a trimis boala înapoi. Nu m-a ascultat. Iisus a adaptat situația imediat. Stătea afară în locuri pustii și oamenii veneau la el din toate părțile. Orice problemă are soluție. Cu Dumnezeu, orice problemă are soluție. Iisus întotdeauna încalecă situațiile rele și le strunește spre ceva bun. Întotdeauna. El nu intră în panică. Nu există lipsă de soluții la el. Așa că poate mai învățăm ceva. Nu lăsa ca răspunsul negativ a celor ajutați de tine să-ți dea peste cap valorile după care îți conduci viața. Ai făcut un bine și ți s-a răspuns cu rău? Așa, și așteaptă-te la asta. Și ce dacă? Îți spun eu, se va mai întâmpla. Și a doua oară. Nu lăsa ca răspunsul negativ a celor cărora le-ai făcut bine să te dea peste cap. Ai fost dezamăgit de un bine făcut cuiva? Nu fi! Învață de la Iisus. Ai lăsat ca răspunsul dezamăgitor la binele făcut să-ți blocheze următoarele acte de bunătate. Nu te lăsa deformat. Miracolul, pildă de învățătură, curățirea leprosului, încearcă să ne spună că Iisus, pe lângă autoritatea ce o are peste lumea fizică și spirituală, el are și empatie pentru om. Și miracolul, pildă de învățătură, mai poate suporta și o interpretare alegorică. Lepra egal păcatul, moartea centimetru cu centimetru, pentru că păcatul este progresiv și în final duce la moarte. Dacă vii la Iisus strigând necurat, dacă te arunci în genunchi înaintea Lui și zici, dacă vrei poți să mă curățești, Iisus va întinde mâna, te va atinge și va rosti verdictul. Achitat, iertat. Dar nu uita, fiecare refuz al ofertei sale de iertare te împietrește mai mult. Centimetru cu centimetru. Așa că și expoziția de astăzi nu este altceva decât o chemare la El. Fiecare refuz al ofertei sale de iertare te împietrește mai mult, centimetru cu centimetru. Și în final, cum se leagă la oaltă toate tablurile din prima sală? Cartea de vizită, cine este și ce face Iisus? Uitați-vă cum. Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Domnul. Introducerea, primul tablou. Este partea Trinității, Divin, botezul. Venit în arena de luptă cu un adversar real și puternic, ispitirea, ca să aducă vestea bună a salvării, predicarea Evangheliei. Așa că Iisus te cheamă în școala Lui, chemarea ucenicilor. Având autoritate atât peste lumea spirituală, cât și peste cea fizică, vindecarea demonizatului și altor bolnavi și empatie pentru toți oamenii, oricât de decăzuți ar fi, vindecarea leprosului. Acesta este mesajul primului tablou. Aceasta este cartea de vizită. Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Domnul, partea Trinității, venit în arena de luptă cu un adversar real și puternic ca să aducă vestea bună a salvării. Așa că Iisus te cheamă în școala Lui, având, nu e orice școală, având autoritate atât peste lumea spirituală cât și peste cea fizică și având și empatie pentru toți oamenii, oricât de decăzuți ar fi. Cum de-i mai poți rezista?